Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Sunt eu, pretinzând că sunt vedetă rock. Cred că ar trebui să vă explic. Tinerii visători. Pa, mami, pa, tati, n-am timp, am întârziat. Dar de la ce? Jet mă ajută să organizez festivalul murăturilor cu Mărar. Eu sunt responsabilă cu distracția. O să fie grozav. Superb! Cum pot să te ajut? Pleacă din oraș. Jen? Asta e o bună oportunitate ca voi doi să lucrați împreună. Poate poți să găsești ceva de făcut pentru Andy. Chemare la ordine! Declar sesiunea Comitetului de Distracție al Festivalului Murăturilor cu Mărar din școala noastră deschisă. Bun! Pe agenda noastră, artificiile, steagurile, animatoarele, parada și, desigur, concertul! Să zic ceva, de ce nu ne-am ocupat noi de animatoare, Andy? Nu, și nici nu știu de unde ți-a venit ideea că aici e democrație. Terry o să se ocupe de picnic. Lori, tu o să fotografiezi evenimentul pentru albumul anului. Ai nevoie de un fotograf? Am eu aparat! Hei, mă ofer voluntar! Păi, bine, presupun că... Dar să fii atent! Bun, acum rămâne doar marele concert pentru care încă nu avem o formație. Oh, wow! N-ar fi super dacă i-am putea avea pe tinerii visători? Oh, Doamne, sunt atât de buni! Aș face orice să-i văd! Tinerii visători! Dar nu o să se întâmple niciodată! Cum am putea să-i aducem? Îi vreți pe tinerii visători pentru concert? Vi pot aduce eu pe tinerii visători! Andy, nu mai vorbi prostii! E bine, dacă nu-i vreți! Vorbesc serios! Nu-i așa, Danny? Da, așa e! Andy, potolește-te, nu avem timp de farsele tale prostești! Pe bune, eu chiar pot să vi aduc la concert pe tinerii visători! Mă rog, n-am nicio idee, cum da găsesc eu ceva până la urmă? Cum o să faci chestia asta? Vreau să spun tinerii visători. Știu că e o mare provocare, dar trebuie să o facem. O să o pună la punct pe Jen și o să o impresioneze pe Lori. Două dintr-o lovitură. Ce zici? Ce mai târg? Apropo, nu știu absolut nimic despre industria de muzică. Ei, pariez că Shane poate să ne ajute. Triplu B trebuie să aibă tot felul de afaceri muzicale, nu-i așa? Shane? După ce ne-am bătut joc de el de atâtea ori, ai mâncat cumva iaurt stricat? Tu nu înțelegi. Shane ne e dator. Chiar așa? Da, în stil mare. Doar că încă nu o știe. Le-am găsit! Deci o să-i momim pe tinerii visători în East Gekel cu beculețe pâlpâitoare? Minunat plan! Uite-te și învață, prietene! Probleme? Oh, nimic, sunt ruinat, atâta tot. Stația continuă să iasă din emisie și să revină înapoi. Lasă-mă să mă uit și eu. Da, e lanțul de condensatoare dintre interfața optimă și egalizatorul de inversare. Da, la asta, da, uite, la asta mă gândeam și eu. Sigur că da. Pot să rezolv dacă mă lași un minut, bineînțeles. Am găsit problema și am rezolvat-o. Wow! M-am întors în afaceri. Multe mulțumiri, Andy, ești un bun prieten. Și dacă vreodată ai ceva la care te pot ajuta... E, uite, asta e. Shane a căzut direct în capcană. Ce-mi place când se întâmplă așa.
Ei, suntem în direct prin telefon cu Mike Manelli, solist al Tinerii Visători. Deci, Mike, crezi că tu și băieții puteți veni la festivalul nostru? Nici vorbă, Wine. Eu și băieții am terminat-o, gata, azi ne despărțim, prietene. O să cânt solo și nu mai cânt în locuri, că it's giggle. Ne mai auzim. Ei, măcar am încercat. Deci, acum, ce ne facem? O lăsăm baltă? Nici vorbă. Trecem la planul B? Noi o să fim formația? Nu atât de tare. Cât de greu poate să fie să-i facem pe toți să creadă că noi suntem? Ei, păi nu avem talent. Nici cântece, nici nume. Livrarea. Delivery, asta e. O să ne numim formația Livrarea, adică Delivery. O să faceți o formație? Ca o glumă, dar tot ce avem acum e un nume, Delivery. Ce crezi, Maș? Bine, mă bag și eu, dar ce muzică o să cântăm? Cea mai rea muzică. Ai vreo cerere? Știi, poți face pizza din absolut orice, dar tot are gust de pizza. Bine zis, Maș! Da, dacă vrei pizza vegetariană, dar noi suntem o formație. Ceea ce vreau, Maș, să zic este că poți să-i faci pe oameni să creadă orice, dacă faci prezentarea așa cum trebuie. Nu-i așa? Mie îmi sună bine. Pornim la drum sau ce? Să pornim, da, dar încotro. Wow! Scuze, oricum încă n-avem talent, instrumente, publicitate. E timpul să pozăm! Wow! Arată așa cum trebuie. Mai știi, o să avem și un fan club. Minunată idee! De ce nu te ocupi tu de asta? A, și apropo, mă gândeam să fim englezi. Totuși... Să fiu englez? De ce nu? Da, sunt bun. Dar cântă muzică country? Eu ascult doar muzică country. Dar sunt o super formație country, Craig. Știi cântecul Am fost plecat și mi-am bătut pisica? Ei sunt. Super, sună super. Nu știu cântecul ăsta cum mi-am băut pisica. Cântă și popolci? Nimic nu se compară cu popolcile. Polcă? Șerife? Delivery sunt cei pe care-i cauți. Cântă aproape cele mai bune polci din lume. Numai formația gnomii plimbăresc cântă mai bine ca ei polcile. Delivery, ha? Cântă reggae? Da, frate, cântă reggae virtuos. Delivery? Super. Ascultați, am vești bune despre concert. Hai nu zău. Andy, am ascultat la radio aseară, așa că știu că Tinerii Visători nu o să vină. Termină. Și asta e vestea bună? Noi nu avem nevoie de Tinerii Visători. Delivery. Da, Delivery. Ei sunt. A cerut ceva muncă de convingere, dar în final i-am convins pe Delivery să cânte mâine noapte la festivalul Murăturilor. Pe cine? Nu, Delivery. Wow, tu ai auzit de ăștia? Oh, desigur, vreau să le cumpăr CD-ul. Da? A, așa e, baftă că am auzit că e epuizat. Oh, așa e. Ascultați, It's Giggle! Delivery vine mâine noapte, vine să cânte de se duduie orașul și avem 400 de bilete de dat. Oh, Delivery! Abia aștept să am noul lor single! Cu siguranță o să merite așteptarea! Veniți să faceți o primire de neuitat pentru Delivery! Formația ajunge în oraș mâine după amiază! Da! Nu ratați ocazia! Hei, dar nu i-am spus să spun asta! Delivery! Sunt atât de buni! Mie mi-a plăcut de ei înaintea oricui din orașul nostru! Nu vine să cred că vin aici! Aș face orice ca să-i întâlnesc. Sunt atât de... Sunt iertat că nu i-am adus pe Tinerii Visători? Am terminat-o cu Tinerii Visători. Delivery e acum pe primul loc. Nu mai încape discuție. Delivery pare să fie cel mai important lucru care s-a întâmplat în oraș. Ce pui la cale? Ascultă, Jen, Delivery chiar sunt cei mai tari și eu i-am adus, da? Oricum, la radio a spus că o să ajungă în oraș în după amiaza asta.
Vreau să intervievez și vreau ca tu să le faci poze. Bine, Andy? Și dacă nu faci ce trebuie, te scalpez. Bună! Glumești? Mersi, pa! Concertul Delivery! Nu mai e niciun bilet! Nu se poate! Chiar așa? Asta e grozav! Cine să știa? Până acum doar noi! E nemaipomenit! Isgacăl e nebunit după Delivery! Desigur, noi suntem nebuni dacă o să credem că putem face asta. Vreau să spun că încă nu avem talent, cântece. Dar avem un nume și o grămadă de fani. Da, dar dacă Delivery, adică noi, sosesc în clipa asta, iar tu le-ai face niște poze, cum poți să fii... Două persoane diferite în același timp? Mă rog, într-un fel sau altul am să fiu. O, bine. Și încă ceva, vedetele rock nu iau autobuzul. Avem nevoie de o limuzină. Da, ce bine că eu știu pe cineva care are o a doua slujbă ca șofer al singurei limuzine din oraș pe care o conduce când primarul face jogging. Hai, Delivery! Hai, Delivery! Hai, Delivery! Hai, Delivery! Hai, Delivery! Unde sunt Delivery? Și unde e Andy? Trebuia să fie aici până la ora asta. Asta e încă una din farsele sale. Știam eu, o să-l fac să-și dorească să nu se fi născut. Gata. Vă aștept la poalele dealului, domnule primar. Bine. Delivery. Oh, sunt rockerii aceia. Hei, îmi plac cântecele voastre mai vechi. Bună, drăguță, ne pare rău că am întârziat. Nu m-am putut abține, știi? Pot să vă întreb ceva pentru ziarul nostru? E, treabă, drăguță. De fapt, era de presupus să avem și un fotograf aici. Unde o fi? Mă întorc imediat, scuze, dragă. E muncă grea să fii doi oameni în același timp. Am întârziat? Lori, ești în cadru? Hei, Andy, am o problemă. Zi repede. Ți-a dat prin cap că noi trebuie să susținem Delivery! Un concert și încă nu avem muzică, instrumente și talent? Bine zis. Ar trebui să mergem pe la mine. Am o grămadă de instrumente. Și apoi exersăm cântecele pe care nu le știm? Cred că primarul Roth are nevoie poate de încă puțin exercițiu. Stați așa! Puteți să mă luați și pe mine în limuzina voastră? Nu vreau să mai alerg! Am obosit! Ia uitați-vă la primar! Ce ciudat! Bine, ești gata? Uite ce știu eu! Super! Ia uitați-vă aici! Îmi pare rău să vă spun, dar eu nu știu să cânt la chestiile astea. O să ne facem de râs. Vreau să zic că tot nu avem talent și cântece. Dar avem instrumentele, nu? Și ce dacă nu suntem buni de nimic? Suntem Delivery, ori să ne iubească. Sigur, acum ne iubesc. Dar cum o să fie când o să stăm pe scenă și nu o să cântăm cântecele proaste pe care nu avem nici versuri?
Nu te îngrijora, o să luăm câteva cuvinte din fiecare hit pe care îl știm și o să facem un nou hit. Delivery sunt cei mai tari. Îi iubesc pe Delivery, îi iubesc cu adevărat. Delivery o să livreze ceva super. Yeah, yeah, Delivery, 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 yeah. Festivalul murătorilor. Vă vine să credeți? Mie nu prea. Să-i primim cum se cuvine pe Delivery! Pe acolo! Acolo! Poți să împrumut asta? Desigur. Steve! Dă-mi-l pe celălalt, Steve. Aici e primarul. Primarul Rot, capsomanule. Șeful tău! Unde ești? Pregătește-o o blocadă chiar acum. Vreau să merg acasă. Blocat drumul? În regulă. Hai să blocăm drumul. Acum. Hei, cred că trebuie să urcăm pe scenă în 3 minute. Ar fi mai bine să accelerez. Oh, Steve. Hey. Limuzina a primarului Rot. E bine că primarul n-a dat peste noi. Wow! Am hălăilor! Dar ce e aici, fraților? Asta, Maș, e sunetul unei farse mărețe ce se apropie de punctul culminant. Bună! Ah, bună, Lori! O să facă scena bucăți, mai bine v-ați duce acolo. În regulă, dacă insistați. Bun, fiți atenți, nu uitați că avem doar 3 note, dar le cântăm până ne sar capacele. Hai că e timpul. Să o facem. Să încercăm ce putem. Formație de rock care se respectă nu și-a făcut apariția undeva fără să sune tobele. Da, mă rog, asta e, aici n-o să fie. Sunăm răsunător! N-am nimic în par, am ceva de desubt. Un scaun mi-ar folosi. Noi trei învingem orice pereche. În hoață, punga de chip și fugi. Apoi alergăm în cercuri în ambele sensuri. Uită-te la cer și întreabă-te de ce 3,14 este egal pe Delivery, Delivery. Ăștia suntem noi, tu și cu mine. Delivery, Delivery. Yeah, mulțumim. Vă iubim de suflet. Wow! Mulțumim foarte mult! Am vrea acum să cântăm ceva de pe noul nostru CD! 1, 2, 1, 2, 3, 4! N-am nimic în par, am ceva de desubt. Un scaun mi-ar folosi. Noi te împingem orice pereche. Opa! Uh-oh! Andy? Danny? Ah.
tipul de la pizza? Andy! Monstrule, o să te... Mincinoșii! Dăm cercelul înapoi! Excrocilor! Să cercem, fraților! Nu erau așa răi. Dar nu sunt adevărații delivery. Hei, pentru un minut n-am fost chiar așa de proști, nu? Și chiar le-am plăcut. Hei, ar trebui să scoatem un videoclip. Cercem, minunat!